Au apărut imaginile cu atacatorul. Păi știam asta. Da. Păi au apărut, le avem, dar nu le care mai dăm acum. Nu mai cu atacatorul e cel care a... cu asasinat, cu încercarea de asasinat al lui Trump. Da, avem niște fotografii incredibile. Asta era fotografia de Secret Service, de poliția locală. Uite, le-am aici. Hai că a demisionat pe Fox News, uite. Cine? A demisionat și tanti. Păi deja e pus alta în locul. Păi de altă neobrăzată. Pe Fox News? Altă neobrăzată. Cine aia de la da. Secret Service? Trebuia să demisioneze a doua zi. Bineînțeles că nu, da. Păi, bă, ce neobrăzată. Dar ce tupeu avea aia? Uite pozele aici. Puteți să apropiați sau... Băiatul ăsta, da. Păi nu, era fotografie. Da, ce erau... Deci, ăsta era fotografiat. Deci, domnul ăsta avea un telemetru după el, da, mă, avea Marius, o dronă, avea fost... pușca, avea... Marius! A fost nu lăsat să-l împuște. A fost lăsat să curgă, așa se numește. Să curgă, să-l împuște. Așa ce se numește. Asta înseamnă. Păi, dar nu e foarte important, că nu a fost complice, să lase, te întoarce în partea aia. Ce treacă, nu știm cum e. A fost norocul, dar știu eu dacă două ore mai merge. A doua oară ce? Adică credeți că va mai avea loc un atentat? Apar n-am. Ai? După părerea mea, da. Pentru că Kamala va radica... În primul rând că nu știu, în primul rând că Trump trebuie să schimbe discursul. Nu va mai merge cu ea. Trebuie să fie atent. Ea va e femeie. Nu, și e progresistă. Ea va reuși se isterizeze atât de tare... Păi asta-i convine lui Trump că e progresistă? Păi nu, dar descreierații care vor să-l împuște vor crește ca număr. A, pentru că e acest, era să zic, conflict, această... Ea va reuși un lucru, sper, adică nu sper, și anume să ducă America în pragul războiului civil. Adică ea... E în stare. Biden nu era atât de isteric. Nu era. Era, să adică spunem... Adică ea va isteriz. Un democrat moderat, nu isteric. Da, total de că acord. Că ea este un Trump de partea aialaltă. Va reuși să isterizeze da. Pe toți aia. Este cum e Clotild. Așa, da. Bun, Clotild nu... Nu las conii care este de operetă. Nu, serios, opera de trei parale. Mă. Telenovelă gen, pe când asta este aia cea mai... Da, nu, mi se pare că e ușor hai să, aproape inteligentă, facem, ca să nu deci, zic altfel ca mă. Dacă noi ne facem un doi consilieri, aș sfătui pe doi tip două lucruri. Păi stați, vorbiți de război. Deci cum adică? Stați, domne, după aia vorbim despre asta. Da. Cum adică aduce America în pragul pentru că va isteriza partea elaltă. Adică această ciocnire între cei doi... Adică Trump a reușit să isterizeze America tradițională, da? Biden nu reușise să isterizeze. Mare sunt mulți. Sunt nu reușise, dar l-au câștigat păi alegerile. Păi așa, nu. Bun, noi să fim consilieri. Bun. Bun. Deci, în primul rând, să-i spunem aceste domnișoare, sau ce este, jur, că... Cui nu, Kamala? Nu, mă, nu ajungea la tante de aici, la... La Sconi, da? Așa? Că ea, că nu mai e vedetă. Ah. Nu, e foarte... Dacă ai observat... Ea uită că nu e ea nu se dă seama că una este deci politicianul folosește actoria, vezi, Traian Băsescu, în scopuri politice. Da. Ea folosește politica în scopuri de actorie. Mm. E atât de nebunită după apariții, după ăsta, după spectacol, încât uită că va fi candidată și lumea va fi atentă nu numai la opere. Da? Va fi atent... Lumea atentă și la candidatul în sine. La candidat, dar ea numai că ea e preocupată, ea e bolnavă de cameră. O știi foarte bine. Să apară, să fie, să discute. Eu dacă aș fi în locul ei, primul sfat pe care îl aș da, să-i oblige pe Drulă și pe Voiculescu și cine mai este să-și dea demisia din funcția de europarlamentar. Și doi, iar pe general... Da. L-a sfătuit să renunțe... Deci, Păciucă? Nu, Păciucă. Nu înțeleg ce treabă are el cu scrisul. Mm-hmm. A, uite, a început mașinăria asta, da. Imediat ne întoarcem acolo. Sondaj. Da. Trump cu două puncte înaintea lui Kamala Harris. Da, gata. Deci 49% gata, Trump, brusc. 47% Kamala. Repede. Deci într-o noapte s-a dus. Bun, eu l-aș sfătui Păciulacu. Dumneavoastră, să-mi denunțe la scris, nu?
Adică să anunțe să mai scoate prinde, cartea. Mă, nu-l prinde, nu are, nu intră în ăla, nu știu. E ca și cum cineva lucra la mine, deci, să ajung, să ajung asta, președinte. Știți că e mai mic decât mine, cu un an de zile, și ar putea să-mi spună, nu-mi permis să îi dau un sfat, ar putea să-mi ceară un sfat. Dar eu îl sfătuiesc pe Ciolacu să nu candideze la președinție. Va candida. Sub nicio formă. Va candida cu obligat de ei. În urmă, păi atunci va... În urmă unei rezoluții, nu? Rezoluția PSD? Da, o rezoluție. Nu, trebuie să... Dom'le, e președintele PSD. Nu poate. E ca și când n-are. Pe noi la ziar, când eram... Stați... Eram șef de ziar, veneau să ne spună ca să ne supună unei rezoluții. Hai, serios. Poate să spună, nu fac nicio rezoluție, nu candidez, candidează Grindeanu. Cea mai mare greșeală pe care ar putea să o facă, dat fiind că sunt jocurile făcute, să iasă Ciucă, ar fi să candideze la președinție, să riște tot ceea ce a construit până acum. De ce nu-ți place Ciucă? Uite că se enervez pe mine. Îmi place Ciucă foarte mult. Da. Vreau ca el să ajungă președinte. Da. După ce am fost 10 ani cu Iohannis Băsescu, Ciucă mi se pare... Da, e mai simpatic. Mi se pare... arogant. E un Iohannis care nu e arogant. N-am predat de mult ca țară din punctul ăsta de vedere. Nu mai am nicio așteptare. Deci care așteptare să fie? Adică eu aș vrea să fie Crin Antonescu președinte, dar nu contează. În Europa ce se întâmplă? În Europa a fost votat. În Europa, că ați fost și la Nisa cu bogăție. Nu, nu. Deci, în Europa, ședința Parlamentului European, care a numit-o pe este echivalentă cu Congresul 14. Așa, adică, dezvoltați, vă rog. Adică, Congresul 14, în noiembrie 89, toată lumea aștepta să se întâmple ceva. Așa. Toată lumea aștepta de la acest moment de alegere să se întâmple ceva. Mm-hmm. Să nu fie aleasă, să fie dificilă, cu tare, cu tare. Corect. Ei, faptul că a mers atât de repede este foarte primejdios. Mm-hmm. Deci, dacă... Uite, Trump se întâlnește el cu Benjamin Netanyahu la casa sa din Mar-a-Lago, din Palm Beach, Florida. Poate să fie un răutăcios? Da. Ce acolo a lucrat și Mossadu. Ați văzut articolul ăsta? A lucrat Mossadu? A lucrat, ați văzut articolul ăsta? În favoarea cui? Al lui Trump, că ăla este pro-Israel 100%. Ați văzut articolul Dan Tomozei, 23 iulie? Organizațiile palestiniene au semnat declarația la Beijing. Da, asta e o știre foarte tare. Într-o rară demonstrație de solidaritate, reprezentanții a 14 facțiuni palestiniene, inclusiv Fatah și Hamas, da, au semnat astăzi declarația de la Beijing, document în care se bine angajează... Bine că mi-ai zis că uitam să trec în pastel. Este chiar un principal eveniment. Vă dau și articolul. Este principalul eveniment. Se pune în capăt disputelor interne. Este principalul eveniment al planetei. Da, păi bun. Tu știi ce înseamnă? Că Fatah cu Hamas era una... Da, în război, pe viață și pe moarte. Și unde însemna, mă? La Beijing. Și ce mașină fac, ce spune? Ce? Mașina mobil sau ce? Da, mașina în care... Spuneți, hai că râde lumea deci de noi, pe bune. Om bătrân și... Se-au omis scoate în serie. Așa. Mașina în care ești în mașină și comanzi, să se deschidă apa la baie, să... Deci este adică comanzi tot ce e în viața ta. Și locuință... Și poate să fac publicitate. Da. Huawei înființează trifolderul. Cine? Huawei-ul. Deci ăsta e folder, da? Da. Are trei de alea. Acum va fi trei.